Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube într-o nouă aventură pescărească. Am venit pe River Lee la Kingsware. O să fac un pescuit după mreană. Rămâneți până la final, că o să fie o partidă interesantă. Hai, pe mai încolo. Prezint noua mea jucărie, cu ajutorul căreia îmi voi crea vadul pe substratul râului. Jucăria se numește Bait Dropper și așa arată. Este prevăzută cu un ochet de care mă voi agăța cu firul principal de la lansetă. Iar aici, în compartimentul acesta, se introduce nada, de regulă pelete, semințe, se închide capacul, se asigură cu această tijă. După cum vedeți, nu se deschide, nu există riscul ca în timpul lanseului să ne cadă nada din el. Iar în momentul în care ajunge pe substrat, acesta se deschide și eliberează nada, fiind foarte util în pescuitul pe râuri, pentru că mă ajută să trimit nada direct pe substrat.
cu expediția de pe River Lee, de la Kingsware, unde n-am reușit să prind nicio mreană. Astăzi am venit pe River Wando să încerc un stil nou. O să pescuiesc cu cubuleți de carne din conservă. Contura e simplă, cârlig, cubuleți de carne pe cârlig, iar mai sus pe fir, la vreo 10-20 de centimetri, vreo 2 alice de plumb. Asta e marea montură cu care voi încerca să prind astăzi mreană. Hai să vedem dacă reușim să capturăm ceva. Primul pește. Un clenișor frumos luat la cubuleți de carne. Să vă arăt imediat cum pescuiesc. Seamănă la textură cu parizerul, specială pentru pescuit. Se mai poate folosi și carne de la conservă. Am tăiat-o cu bulețe. După cum vedeți, introduc cârligul prin cubuleț. Îl întorc. Două alice de plumb undeva mai sus pe fir. Și asta e marea montură. Încerc să târâi carnea cu buletul de carne în apropierea substratului.
Oameni buni, aici se încheie expediția mea de pescuit la Mreana. În cea de-a doua parte am pescuit pe River Wanda. Am reușit să prind un clean, dar Mreana se lasă încă așteptată. Atât de pe River Wanda, se pare că astăzi mrenele au stat ascunse. Foarte slabă zi am avut. Asta e, așa e la pescuit.